Salutare și bine ați venit la un nou episod de Clash Royale pe canalul Game Over. Hai să deschidem chesturile. Avem 4 silver chest. Avem primul, avem 149 de gold, avem primul schetir și beți. În următorul, 146 de gold, Vice Golem și beți. Încă unul cu 142 de gold, muschetir și skeletons. Și în ultimul avem 144 de gold, Ice Golem și Skeleton Barrel. Ok, hai să vedem și în clan, avem de donat o valchiră și cam atât. Și haide să ne jucăm meciul la war. O să luăm rachetă, o să luăm bandită, luăm Hog-ul, arcașele, o să luăm și Royal Giant-ul. O să mai luăm Elite Barbarians, Thumbstone și ar fi bun, vedem un spell poate, hai să luăm Zep-ul. Da, hai să luăm Zep-ul. Bun, și avem o medie de 4,1 elixir, hai să dăm drumul la meci. Să vedem dacă vom reuși să câștigăm acest war. Nu uitați să vă abonați dacă vă plac episoadele mele de Clash Royale și să apăsați butonul de like. Ok, începem cu un Thumbstone. O să trimitem și arcașele. O să trimitem și Hog-ul și bandita. Bun, am dat un zep acolo. Punem din nou Thumbstone-ul și momentan așteptăm. Scăpăm de acel mini P.E.K.K.A. și vom porni cu arcașele. De fapt, vom aștepta acel Inferno Dragon. Le punem undeva mai în spate. Punem și Elite Barbarians. Băi, și ne-a dat destul de mult damage acolo, acel inferno. Vom de mini P.E.K.K.A. Hai să punem Thumbstone-ul din nou. O să punem și arcașele în partea dreaptă. Scăpăm de acel Lumberjack. Bun. Probabil vom scoate turnul din stânga, nu l-am scos. Hai să vedem, o să punem aici Thumbstone-ul. Punem și arcașele. Și trimitem din nou Hog-ul. Cam departe racheta. Și stăm aici o rachetă. Punem și arcașele. Și cât damage ne-a dat acolo mini pe cam. Să fim atenți. Bun, scăpăm de Royal Giant. Să trimitem Hog-ul. Hog-ul
Jericho și aproape am pierdut acest match. Da. Pierdem match-ul. Am avut puțin ghinion cu acel ultim atac al lui Mini P.K. Bun, și hai să jucăm și în arenă. O să continuăm cu un meci de 1v1. Să vedem dacă mai reușim să creștem un pic. Hai să începem cu Valkyra din spate. O să trimitem Mini P.K. Dăm o rachetă aici. Am prins toate cele trei trupe. Bun, scăpăm fără damage de la Hog. Și scorul e foarte echilibrat după primul minut. Să începem din nou cu Valkyra. Nu. Hai să punem aici un Baby Dragon. Să punem Mini P.K. Și probabil vom da Freeze. Hai să vedem. Ajunge Mini P.K. pe turn. Dă două hituri. Trei hituri și îi scoatem turnul din dreapta. Și ne pregătim de apărare acum. Probabil va trimite mai multe trupe. Nu? Doar execuționerul, pe care îl rezolvăm rapid cu Valkyra. Scăpăm de minions. Hai să vedem. Păcălim Hog-ul cu Tesla. Și rămânem în avantaj cu un tur doborât. Trimitem din nou Baby Dragon, nu? Ok, văd că încearcă un atac pe partea stângă cu P.K. Ok, scăpăm aici de balon. Băi, și e un atac destul de periculos. Punem Mini P.K. în stânga. Da, și scăpăm cu bine. Da, practic nu se mai poate întâmpla nimic. Și obținem prima victorie din acest episod. Victorie care ne aduce 30 de trofee și un golden chest. Ok, hai să-i dăm drumul. Și mai avem nevoie de o victorie ca să ne luăm următorul reward. Hai să mai dăm un match. Începem cu Valkyra din spate. O să trimitem și Mini P.K. Și mai avem aici Baby Dragon, nu? Da, nu folosește nimic aerian. Scăpăm de Prinț. Da, probabil nu vom scăpa de Knight. Ba da, scăpăm și de Knight. Și reușim chiar și câteva hituri cu Baby Dragon, nu? Punem Tesla în centru. Da, și aproape ne ajunge cu damage-ul pe turnul din dreapta. Dar putem să pregătim un nou atac. Hai să trimitem din nou Valkyra. Să punem aici în spate.
trimitem și mini pe camp și vom da un freeze pe acel prinț. Da, și reușește Hogu o grămadă de hituri acolo. Practic, aproape îi doborâm turnul. De la distanță de o rachetă. Vom să vedem cum scăpăm de acest schelet în armii. Pus acolo Baby Dragon-ul. Da, și suntem destul de bine momentan. Trimitem din nou mei mini P.E.K.K.A. Folosim aici un freeze. Punem și Tesla. Okay. Hai să ne dăm deja racheta pe turn. Scoatem și muschetira. Și își va da ultimul atac cu Hogul. Bun. Și obținem și cea de-a doua victorie. Hai să vedem ce reward vom primi pentru că am mai crescut un pic în arenă. Și avem de ales între X-Bow și Bowler. Băi, am două destul de bune. Hai să luăm X-Bow pentru că avem mai puține. Bun, cam atât cu episodul de azi. Noi ne revedem data viitoare. Pa, pa!